Salutare tuturor! Astăzi fac un unboxing profesionist. Ce-mi place treaba asta. Mi-am pus lumini, am șters masa, am stat cu sufletul la gură să deschid cutia asta. Mi-am luat și eu în sfârșit niște microfoane profesionale DJI Mic 2. Este un unboxing fără să am un know-how prea mare, așa că o să le descoperim împreună. Știu că au magneți și asta îmi place foarte mult. Ia să vedem. Arată bine. Arată bine, foarte interesant. Nu o să ne uităm aici la Quick Start Guide, pentru că suntem suficient de inteligenți încât să ne dăm seama pur și simplu. Așadar, avem o geantă premium pe care să-ți vină să o porți. Am așteptări mari de la produsul ăsta. Evident că nu este sponsorizat, l-am cumpărat eu din banii mei munciți cu greu. Asta este replica cea mai importantă din acest vlog. Uite cum arată. Încă nu-l deschid. Încă nu-l deschid, vreau să văd ce mai avem aici. Un cablu USB-C, dar aici e USB-A, cred că se cheamă. Avem aici un adaptor TRS-TRS. Ce avem aici? Un dead cat și încă un dead cat. Pentru cei care nu știu ce este dead cat, este de fapt o pisică moartă. Care se referă la acest burețel antivânt. Ăsta se folosește în exterior, în condiții de vânt, ca să nu auziți voi în cameră sunetul din astea. Miroasea nou, miroasea telefoanele vechi Nokia. Știi când deschideai un telefon Nokia, printre primele telefoane Nokia, era mirosul ăla de Nokia, de nou. Da, deci nu știu cine știe, depinde ce vârstă aveți. Așadar, asta este gentuța. Se vede gentuța. Și o să vedem imediat ce facem cu gentuța. Avem aici un sigiliu. Sigiliu. Nu se deschide singur. Are baterie. Asta e tare. Hai să vedem. Am emoții așa, am mari emoții. Asta este sursa pe care o montăm, o montez pe cameră. Îmi place butonul ăsta foarte mult. Da, asta este magnet. Și ca să nu folosești cleștele, pun magnetul aici. Și that's it. I'm good to go. Ah, ce-mi place treaba asta. La toate celelalte era nevoie să o pui cumva oblică. Dacă aveai cămașă, o puneai așa, ceea ce nu era ok. Și atunci, pentru că știai că vrei să... trebuia să o forțezi cumva un pic în felul ăsta. Sau trebuia neapărat să o ascunzi în buzunar și să vii cu o lavalieră pe care eu o am, am multe lavaliere. Dar mi se pare mult mai practic să-mi pun magnetul ăsta și gata, să fiu pregătit să înregistrez sunetul. Față de Rode Go 2 pe care le am, astea se încarcă în case, deci încarci case-ul și nu încarci fiecare microfon în parte și unitatea. Arată foarte calitativ, asta e cuvântul, îmi plac materialele, îmi place cum e construită, e profesional, așa pare, are sentimentul ăsta, are feelingul ăsta că este profesională, dacă nu merge unul, sigur merge celălalt. Am constatat că receiverul poate rămâne cu acest accesoriu pe el și că nu e nevoie să-l dai jos, îl poți pune la încărcat cu acest accesoriu, ceea ce mi se pare foarte, foarte smart. Da? Ai acolo accesoriu pentru iPhone-urile mai vechi, Lightning-ul, în rest toate vin aici, se încarcă și ești good to go, ești pregătit de spectacol. Încarci direct unitatea întreagă, nu ai multe cabluri, nu ai dita mai gentoiul, totul este foarte, foarte bine gândit.
În cazul în care vrei să fii extra careful, folosești și geanta asta. Aici protejezi totul și au loc și celelalte accesorii. Dead cat și cabluri aici. Era să uit să vă arăt ceva foarte important. Au noise cancelling, intelligent noise cancelling. Doar cu apăsarea acestui buton apare aici, a fost activat noise cancelling-ul și dezactivat. Și desigur, microfonul vibrează de fiecare dată când apeși o tastă. Very, very nice. LED-ul acesta se schimbă în galben sau verde în funcție de activarea noise cancelling-ului inteligent. Și îmi place. Dar cel mai mult îmi place că vibrează. Ulalala! Am țipilduri. Pentru fani. Eu mă bucur la țipilduri, îmi place mult să le lipesc. Avem aici un cod QR. Avem DJI support. We are here for you. Ce să mai? Trebuie să instalăm aplicația. Hey, trebuie să-mi dau seama ce înseamnă minus 12. Nu pare să fie gain-ul. Are volum separat. E pur și simplu mai departe. Da, era aici. Având în vedere că de cele mai multe ori eu țip, trebuie să lăsate pe minus 12 în cazul meu. Și va trebui să fac un test. În primul rând, asta o să o închid. A vibrat. A vibrat când am închis-o. A vibrat. Dar voi da direct un rec. Hei, salutare, salutare, salutare. Oare dacă nu apăs recordul ăsta de pe el, oare se întâmplă același lucru? Oare acest buton de record este pentru backup? Sau este pur și simplu pentru a funcționa? Hai să vedem, pentru că ar fi bine să fie doar pentru backup. Așadar, atunci când se apasă butonul ăsta de record, se înregistrează un backup. Înregistrează el, indiferent dacă acea conexiune dintre transmițător către receiver este perturbată sau nu, ai atunci un backup înregistrat aici. Funcționează efectiv ca un reportofon, va trebui să sincronizezi sunetul cu filmarea imediat după aceea, dar să sperăm că nu va fi cazul, pentru că în principiu ar trebui ca sunetul nativ de pe videoclip să fie foarte bun, fără să mai fie nevoie de nimic. Asta înseamnă că de acum înainte veți avea o calitate mai bună filmulețelor pe acest canal. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că vă plac microfoanele mele, vă puteți lua și voi, sunt foarte drăguțe, am plătit 2000 de lei pe ele, știu, nu sunt cele mai ieftine, dar cred că sunt foarte, foarte bune și merită toți banii, așa că pentru voi fac tot ceea ce fac, deci în fiecare zi ne revedem pe acest canal, pe Viața cu Verdini, eu vă mulțumesc încă o dată, nu uitați că împreună suntem minunații și vă doresc să aveți o zi fericită!